La centrul de primire în regim de urgență din cadrul DGASPC Maramureș a avut loc o dezbatere privind stadiul implementării strategiei antidroga județului Maramureș. La eveniment au participat reprezentanți ai Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog ai DGASPC, precum și reprezentanți ai instituțiilor cu care Centrul Antidrog colaborează pe plan local. În 26 iunie este marcată Ziua Internațională împotriva consumului și traficului ilicit de droguri, cu această ocazie fiind organizată la nivel național o serie de activități specifice de informare, conștientizare și educarea populației cu privire la problematica drogurilor în România. Specialiștii antidrog invită comunitatea să se alăture acestui demers pentru a trage un semnal de alarmă cu privire la riscurile și consecințele nocive ale consumului și traficului de stupefiante. Da, ne bucurăm astăzi să fim gazdele la dezbaterea strategiei de implementare a celor de la Antidrog. Noi avem împreună cu dânsii un parteneriat de colaborare prin care frecvent sunt instruiți angajații din cadrul DGASPC cu privire la simptomele care ar putea duce la depistarea celor care consumă substanțe interzise, dar în același timp sunt consiliați și tinerii noștri din centre despre implicațiile care duc în urma consumului de substanțe interzise. Întâlnirea s-a adresat angajaților din cadrul DGASPC Maramureș. Așa cum am mai spus și repet, cred că ar trebui totuși la nivel național să fie o clinică de specialitate în care să se ofere tratament și după. Pentru că degeaba facem o secție în spital, îi ținem 2 sau 3 săptămâni și se întorc înapoi în mediul... În același mediu. Ori nu este normal. Deci și noi ne-am uitat... Și am căutat, am văzut, așa cum a spus domnul doctor, nu există, sunt ceva privat. Dar prețurile sunt prohibitive și nimeni nu accesează decât în disperare de cauză. Și am să vă spun cine accesează. Accesează cei din străinătate, pentru că acum au posibilitatea, fiind țară membră a Uniunii Europene, sunt persoane care vin din străinătate tocmai pentru că îi rupe de mediu. Și atunci îi aduce în aceste clinici și e ok. Își permit, au alte asigurări de sănătate, alte valori, se depontează serviciile, din ce la noi nu prea. Trebuie să recunoaștem că acest fenomen de consum de droguri în rândul tinerilor a cunoscut o evoluție pozitivă. Trebuie să fim conștienți că tinerii, datorită anturajului de multe ori pe care îl frecventează, sunt expuși riscului de a consuma aceste substanțe. De aceea trebuie să venim în sprijinul lor, atât noi, dar cât și școala, profesorii și părinții, pentru că așa cum am spus, trebuie să recunoaștem și să fim conștienți că fenomenul este în continuă creștere și ca un minus pe care l-am spus și în cadrul acestei dezbateri ar fi lipsa centrelor de specialitate pentru tinerii care suferă de această problemă. Pentru că la nivel național nu există nicio clinică specializată pentru această problemă. În ultimul an a crescut numărul persoanelor consumatoare de stupefiante care solicită sprijin și consiliere specialiștilor din cadrul Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Maramureș. Nu putem să negăm faptul că există consumatori. Ceea ce putem să remarcăm este faptul că în anul trecut și în anul acesta am observat faptul că la Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog al județului Maramureș au ales să se adreseze din ce în ce mai multe persoane care au consumat astfel de substanțe sau familii ale acestora, solicitând sprijinul pe care putem să îl oferim în acest domeniu. Care ar fi punctele negative în ceea ce privește posibilitatea de combatere a acestui fenomen? Punctele negative ar fi faptul că în ceea ce privește, de exemplu, consumul de substanțe noi psihoactive, acestea se înmulțesc, ca să spun așa, cu o foarte mare rapiditate. La nivel european existând peste 600 de astfel de substanțe, în legislația românească fiind interzise 62 de astfel de substanțe.
Iarăși, un alt aspect ar fi subdimensionarea resurselor umane în activitatea de consiliere și de tratament a persoanelor consumatoare de droguri. Medicii spun că drogul preferat de tinerii din România este cannabisul. În toată această luptă cu stupefiantele și consumatorii acestora, care sunt în mare măsură tineri, statul este cel care ar trebui să intervină punctual. În opinia medicilor, statul ar trebui să suporte tratamente gratuite pentru acești tineri, dar și să deschidă unități de comunitate terapeutică, ce ar trebui să funcționeze cu titlu gratuit pentru beneficiari. Aspecte negative ar fi lipsa instituțiilor specializate la nivelul întregii țări, dar când spun instituții specializate, mă refer la instituții de stat care să ofere acest sprijin, să acorde tratamente gratuite, să acorde împlinirea lanțului terapeutic în domeniul prevenirii recăderilor, în tratarea dependenței de substanțe în general și de substanțe ilegale în special. E trist, este adevărat, că nu avem instituții specializate în momentul de față. Ministerul Sănătății nu are posibilitatea de a trata dependența de droguri ilegale și, în general, dependența de substanțe de la cap la coadă. Adică există centre de detox, după care nu există centre de poscură. Din păcate, în fiecare an, tendința este de creștere a consumului de substanțe. În general, tinerii consumă în România cannabis și noi substanțe psihoactive în număr din ce în ce mai mare. E dificil pentru dumneavoastră ca și medic să vă ocupați de aceste cazuri? Nu, nu e dificil, e frustrant. Că încercăm să scădem pe cât se poate numărul consumatorilor și nu reușim. Asta spune că mai avem multe de făcut pe de o parte, și pe de altă parte nu putem să-i ajutăm pe cei care dintr-un motiv sau altul sunt dependenți de droguri, pentru că instituim tratamente de detox pentru ei, după care ei revin în mediul de consum. Nu avem unde să îi rupem de mediul de consum. Ei vin înapoi de acolo de unde au plecat și atunci tot efortul a fost zadarnic. Medicul din cadrul Centrului Antidrog Maramureș mai susține că este nevoie de legislație care să fie mai bine ancorată în realitate, dar și de investiții în unități de comunitate terapeutică, măcar una în fiecare regiune de dezvoltare din România.